Un aliment foarte iubit de români este mai periculos decât s-ar fi crezut. Un studiu a analizat impactul la peste 5800 de alimente asupra longevității, iar unul dintre ele se pare că scurtează viața cu 36 de minute. Nimic însă nu este mai nociv decât un hot dog. Hot dog-ul reduce speranța de viață cu 36 de minute din cauza nivelului ridicat de sare, grăsimi, saturate și conservanți. Hai să vedem care sunt alte alimente toxice pentru organism, dar și cum ne prelungim viața cu 13 minute de fiecare dată când consumăm un anumit fruct. Așadar, pe lista alimentelor care reduc speranța de viață se află gogoșile, cartofii prăjiți, carnea la grătar, pâinea prăjită și mezelurile, băuturile dulci, dar și alcoolul. Un hot dog îți scurtează viața cu 36 de minute. Alte alimente toxice, băuturile dulci. Un studiu din 2017 a asociat consumul unui pahar zilnic de băuturi îndulcite cu un risc de mortalitate mai mare cu 7%. De exemplu, o Coca-Cola de 330 de ml are 139 de calorii și 35 de grame de zahăr, adică peste cantitatea zilnică recomandată. Alcoolul este un factor de risc în mai multe tipuri de cancer, inclusiv cancerul de sân, gură și esofag. O sticlă de vin pe săptămână este doza maximă recomandată în Marea Britanie atât pentru bărbați cât și pentru femei. Au existat 8.974 de decese asociate cu alcoolul în Marea Britanie în 2020. Un alt produs care ne scurtează viața este savurat de foarte multă lume. Gogoșile se află pe lista nocivă. O gogoașă glazurată cu zmeură conține 6 grame de grăsimi saturate, aproximativ o treime din limita zilnică recomandată pentru acest tip de grăsime care crește colesterolul, împreună cu 310 calorii și aproximativ 5 lingurițe de zahăr, potrivit ziare.com, relatează click.ro.